Astăzi se împlinesc 3 ani de la incendiul din clubul colectiv, în urma căruia 64 de tineri și-au pierdut viața. Cu acest prilej au fost săvârșite rugăciuni de pomenire la monumentul de la Biserica Parohiei Sfântul Nicolae Broșteni, dar și în Piața Bucur, aflată în imediat apropierea locului unde a izbucnit incendiul. Și anul acesta, biserica este alături de victimele și familiile celor care au avut de suferit de pe urma incendiului din colectiv. Cei 64 de tineri care au trecut la cele veșnice au fost astăzi pomeniți la Biserica Sfântul Nicolae Broșteni. Slujba parastasului a fost oficiată de un sobor de preoți și diaconi din cadrul protopopiatului sector 4 Capitală, la monumentul ridicat în amintirea victimelor din inițiativa Arhiepiscopiei Bucureștilor. Însuți, prea bunule împărate, prin noi smeriții și nevrednicii slujitorii tăi, iartă adormiților robilor tăi, decedați ca urmare a incendiului de la clubul colectiv, orice au greșit ca oamenii în această viață, și le iartă lor toate câte au păcătuit, cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura pusă în orice echipă asupra lor. În continuare, soborul de clerici a rostit rugăciuni de pomenire și în fața clubului, unde au fost prezente familiile și prietenii celor care au decedat în incendiu. La împlinirea 3 ani de la tragicul accident de la clubul colectiv, astăzi s-a făcut pomenirea și rugăciunile pe care biserica le înalță în astfel de momente. De dimineață s-a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Nicolae Broșteni, cea mai apropiată biserică de locul tragediei, iar la ora 10 a avut loc slujba parastasului, unde a participat un sobor de preoți și diaconi din cadrul protoierei sector 4 Capitală. Cu acest prilej, la monumentul pe care Arhiepiscopia Bucureștilor l-a ridicat spre veșnica pomenire a celor care și-au pierdut viața în tragicul eveniment, s-a făcut slujba parastasului, s-a depus o coroană de flori și s-au înălțat rugăciunii pentru odihna celor trecuți la Domnul și de asemenea rugăciuni pentru sănătatea și alinarea familiilor îndoliate. După parastasul care a avut loc la monumentul ridicat de Arhiepiscopia Bucureștilor în curtea Bisericii Parohiale Sfântul Nicolae Broșteni, a avut loc o slujbă de pomenire în piațeta din fața fostului club colectiv, la care au participat preoți și credincioși de la parohiile din protoieria noastră, unde de asemenea s-au împărțit câțiva colăcei și s-au înălțat rugăciuni pentru odihna celor decedați. Printre cei care și-au pierdut viața în urma incendiului izbucnit în seara zilei de 30 octombrie 2015, se numără artiști, fotografi, jurnaliști, olimpici și studenți.